Icriris, toți am viat, mai. Bine, dacă spui tu. Mai e tot, da. Voi acolo în Congo sunteți creștini? Jumate și jumate. Adică cei care stăm la oraș suntem creștini. Dar cei care stăm la junglă este animisiti. Adică cred că animalele are suflet la ele. Elton, ia bagă o vodcă și două beri fără alcool. Cum adică animalele are suflet? Păi la noi în echipă nici jucătorii n-are suflet. La voi, dar la junglă are. E spre binele lor, Barge. Dacă tot îi mănâncă animalele, măcar să-i mănânce niște animale cu suflet. Știți atenți la sărbătoarea asta a voastră, dăune băutile toate lumea. Ura, bine, bravo! Bubunez, dar ce ai pățit tu? Cum și-am pățit, băi? Am exportat un vapor cu berbecuțe din portul Constanța mai până la Siria, înțelegi? Numai că eu am plimbat puțin vaporul prin port și am declarat berbecuții import din Noua Zeelandă, înțelegi, măi, și mie? Yeah. În felul ăsta am încăsat și subvenția de la Ministerul Agriculturii și am vândut și berbecuț românesc de patru ori mai scump ca și cum ar fi din Noua Zeelandă, înțelegi, măi? Dar cine te-a învățat pe tine? Cine ți-a făcut deal-ul în portul Constanța? Că... Cum și ne mai? Cum și ne mai? Cineva foarte deștept. Alo, alo, alo! Păi ce faci, mă, Oana? Tu-l înveți pe ăsta business și pe mine mă lași așa vraiește? A venit Paștele, n-am nimic, sunt praf. Ți-am făcut o surpriză. Yeah. Ți le aduc pe bote. Bote? Am 100 de perechi de chiloți, Oana, nu mai îmi trebuie pe bune. Jimmy, nu vine singur. Vine cu Valeria Marini. Cu italianca, cu logodnica lui. Taci! Să ne audă cineva. Da. Fii atent. Da. Îi avem în direct la știrile de seară. Da. Tu anunți petrecerea Iepurașului. Da. Toată lumea vine costumată în Iepuraș, ai înțeles? Da. Da, da. Nu, nu. Păi n-am costume. N-ai? Nu. Uite că am eu câteva aici. 100 de euro bucata, na. Bote, signorina Valeria, signora Valeria. Benvenuti a Hard Jocks Cafe. Questo bagă champagne. Prego, champagne. Pac, vai. Ciao, Valeria. Va bene? Ma sì, certo. Mille grazie a tutti. Ah, coniglio nero. E purasi, Cristoso ambiato. Parlare românește. Ma certo che știe, sigur că știe. Păi cine crezi că a învățat-o? Eu. Valeria, spune tu pe cine iubești cel mai mult în România. Oh, il pufoso. E molto simpatico, e molto drăguțo. Ah, sono innamorata di pufoso. Bote, pufoso. Ah, ma come bote? Ralf, il dihoro. E in diretta sta? Da, Jimmy, non ci hanno zis. Stimați telespectatori, aici la Hard Jocks Cafe se află Bote și logodnica lui Valeria. Rezervă la 0800 Hard Jocks Cafe. Ia uite, sună telefonul. Alo, da, sigur. Cum, cât e intrarea? 100 de euro, da. A, 10 persoane, sigur. Vă așteptăm, la revedere. Foarte mult, așa, vă rog. Ah, Bianca! Bună, Jimmy, mersi. Bună. Auzi, spune-mi, am auzit că au venit aici Bote cu pațachina aia lui. Ce, Bote? Nu, Bote a plecat, are o problemă cu dihoro, a făcut inter negru de la ouă, de la salata beef, de la drop. Bună! Mă, nu ți-e rușine, mă, mascalțone, mă! Și tu, pațachina, ce te uiți așa la mine? N-ai mai văzut american de aproape? Lasă te fără tu-ți. Bianca, nu! Nu ți-e rușine! Nu. Poate-ți cauți rochie de mireasă? Uite, vă fac eu cadou! Come? O rochie de mireasă! Valeria, așa e tradiția la Romeno. Așa se oferă rochia de mireasă. Mi-e scuze, da? Noi plecăm într-un loc mai liniștit. Cine vrea să vină, vă așteptăm. Haideți! Haideți! Bianca, liniștește! Jimmy! Gata! Acum că... am scăpat de ăștia? Când începem? Ce să începem? Păi nu era vorba că montezi aici o bară? Așa mi-a zis Elton. Elton!
Ayrton. Ce fu? Am vorbit cu doamna Oana și am zis să facem petrecere surpriză. E puraș la bară de Paști. De curând se...